Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Nicoleta Toacă și în zi de duminică vă dau întâlnire la Vocea Basarabiei să facem împreună retrospectiva săptămânii. Iată care sunt titlurile ediției. Aproape 13.000 de persoane s-au înscris pentru 5.000 de locuri disponibile în cadrul Programului Național de Studiere a Limbii Române. Liceele vor avea dreptul să dea afară elevii care manifestă violență în raport cu profesorii și colegii lor. Urmează a fi pus în circulație noi modele de acte de identitate de tip card. Anual, locuitorii municipiului Chișinău aruncă aproximativ 180.000 de tone de deșeuri. În 2 ani de război în Ucraina, țara noastră a găzduit aproape 1,4 milioane de cetățeni ucraineni. S-au împlinit 32 de ani de la războiul de la Nistru, un război uitat de mulți dintre noi. Asociația Tira Stighina, în frunte cu Anatolie Caraman, au fost prezenți pentru a-i comemora pe camarazii căzuți în luptă și pe generalul Mihai Mamaliga, cel care a condus forțele de carabinieri pe platoul de luptă. Domnule comandant, mă prezint, colonel Anatolie Caraman. În tot anul, la 2 martie, noi venim dimineața la mormântul generalului Mihai Mamaliga, îl comemorăm, îl onorăm și aducem recunoștința și respectul nostru pentru tot ce a făcut el, nu pentru noi, dar pentru libertatea noastră de azi, pentru apărarea pământului strămoșesc. Veteranii războiului de la Nistru, unii plecați de mult peste hotare, revin în fiecare an acasă în ziua de 2 martie. Aceștia își doresc un singur lucru, pace pe pământul nostru și în toată lumea și unitate, în special în așa perioade grele. Noi toți cei cu inima română, basarabienii moldoveni, noi am luptat pentru pământul strămoșesc, pentru independența Republicii Moldova, pentru viitorul copiilor noștri. Noi nu vrem de în lumea asta absolut nimic. Noi vrem o pace, vrem o stabilitate, noi vrem o educație, o cultură și să nu dăm uitării celor care au luptat și care nu mai sunt între noi și totodată să nu miroase nimeni praf de pușcă, nici dumneavoastră sunteți tineri. Eu aș zice că noi trebuie, în primul rând trebuie să fim uniți, să nu uităm că avem un tricolor care trebuie apărat și pentru asta trebuie să ne pregătim, să nu fim prinși nepregătiți. Ulterior, membrii Asociației de Veterani Tira Stighina au plecat la Cimișlia pentru a comemora alți 5 ostași ai forțelor de carabinieri căzuți în luptele de la Tighina. După depunerile de flori, am discutat cu unul dintre pilonii rezistenței militare, colonelul Anatolie Caraman. Unul din subiectele abordate a fost necesitatea schimbării atitudinii față de cetățenii din stânga Nistrului, care dețin cetățenia Republicii Moldova, dar continuă să fie loiali regimului criminal de la Kremlin. Pentru a dobori răul este nevoie de unitate și consolidare, consideră colonelul Anatolie Caraman. Unica salvare pentru noi toți este apărarea în comun, în alianța NATO. Nu îi oprim pe ruși de unii singuri. Polonia nu e în stare să o facă, țările baltice nu. Nici noi, România, toți împreună avem șansa să-l oprim pe Putin. Adică nu pe Putin, Federația Rusă. Rusia se oprește acolo unde o pot să opri. În contextul ultimelor provocări și amenințări din partea așa numitei conduceri de la Tiraspol, am discutat cu președintele Asociației de Veterani Tira Stighina despre măsurile care ar trebui întreprinse în raport cu cetățenii din stânga Nistrului, care în mare majoritate au susținut și susțin în continuare regimul de la Kremlin. Este foarte greșit să le acordăm cetățenia Republicii Moldova atunci când ei susțin un regim criminal anticonstituțional. Orice formațiune pe teritoriul statului constituțional, care socoate stat, formată și înarmată împotriva regimului constituțional, este o crimă deosebit de gravă împotriva statului, cum criminalului dai cetățenia. Eu cred că nu trebuie atacați, nu trebuie bătuți, nu trebuie amenințați, nu trebuie permis ca ei să treacă pe teritoriul Republicii Moldova fără voia conducerii statului Republica Moldova. Ei trebuie să plătească impozite în bugetul statului Republica Moldova. Ei ies și protestează că Republica Moldova le pune careva restricții. Închis hotarul acolo trebuie.
Anatolie Caraman susține că permiterea participării cetățenilor transnistreni la alegerile din Republica Moldova ar reprezenta o greșeală majoră a conducerii țării, întrucât asta ar reprezenta un eșec în calea dezvoltării și parcursului european al Republicii Moldova. La care alegeri trebuie să participe? Asta este o greșeală a conducerii statului nostru, fiindcă banda este pregătită ca să vină pe partea dreaptă a Nistrului să voteze lideri antinaționali, să-i voteze pe cei care am fost în 2014, am fost la un pas de pericol ca să voteze ca în Crimeea, spre ea puterea, să ne răstoarne puterea constituțională, anume prin aceste metode, prin metoda aceasta de bandă din Transnistria. Altfel ea nu poate fi numită. Soluția firească și cea mai corectă pentru ieșirea Republicii Moldova din impas ar fi, desigur, reîntregirea cu România. 30 de ani am depus eforturi colosale. Eu vă întreb, avem rezultate? Nu avem. Și vă spun de ce nu avem. O ruptură din țară nu poate deveni țară. Soluția este unica. Dacă azi am avea mintea ca să ne reîntregim cu țara mamă, automat suntem în alianța NATO, în siguranța și apărarea colectivă și suntem în Uniunea Europeană. Până în anul 2030 este foarte mult. Noi suntem optimiști și clar că vom apăra și vom ține linia. Dar soluția la moment cea mai bună pentru noi este reîntregirea cu țara mamă, România Mare. Aproape 13.000 de persoane s-au înscris pentru 5.000 de locuri disponibile în cadrul Programului Național de Studiere a Limbii Române, ediția 2024. Cele mai multe cereri au fost depuse de persoane care locuiesc în Chișinău, aproape 7.000. Sunt mulți doritori în autonomia găgăuză în orașele Bălți și Tiraspol. Cursurile de limbă română sunt gratuite și vor fi organizate atât cu prezență fizică cât și online în perioada martie-decembrie 2024. Durata unui curs va fi în medie de 120 de ore. Pentru ediția din acest an, guvernul a alocat 10 milioane de lei. Programul Național de Studiere a Limbii Române a fost lansat de Ministerul Educației și este destinat adulților care vor să își perfecționeze cunoștințele sau să studieze limba română de la zero. Liceele vor avea dreptul să dea afară elevii care manifestă violență în raport cu profesorii și colegii lor. Guvernul a aprobat modificări la Codul Educației, în care oferă conducerii școlilor instrumente în plus pentru lupta cu bullying-ul. Elevii nedisciplinați ar putea fi exmatriculați din instituțiile de învățământ. Potrivit ministrului Educației Dan Perciun, elevii care sunt la liceu și comit o abatere foarte gravă, cum ar fi violență în raport cu ceilalți colegi sau profesori, vor răspunde în fața legii. Noi credem că aceste schimbări vor oferi mai mult predictibilitate cu privire la acestea și totodată vor contribui la crearea unui climat organizațional sigur atât pentru elevi cât și pentru profesori în incinta instituțiilor de învățământ. Pentru încălcări disciplinare mai ușoare, ministrul a menționat îndepărtarea temporară de la ore sau suspendarea până la 15 zile pe an, dar nu mai mult de 5 zile în urma unui singur incident. Proiectul mai prevede că elevii care vor fi exmatriculați pentru o abatere gravă riscă să nu mai poată fi încadrați în vreo altă instituție de învățământ. Potrivit ministrului Educației Dan Perciun, toate aceste sancțiuni vor putea fi contestate de către elevi și părinți. Studii europene fără a ieși din Republica Moldova. La Chișinău a fost instalată piatra de temelie a colegiului austriac în domeniul electronicii și informaticii, care urmează să-și înceapă activitatea în anul 2025. Potrivit ministrului Educației, colegiul va aduce cea mai bună expertiză europeană în domeniul învățământului profesional tehnic. Viitorii absolvenți ai Colegiului pentru Electronică și Ingineria Calculatoarelor, amplasat lângă zona economică liberă Bălți din capitală, vor avea posibilitatea să fie angajați direct de agenții economici din țara noastră sau de cei din străinătate, a menționat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun la semnarea documentului de înființare a noii instituții de învățământ. Oficialul a subliniat că limba de instruire va fi în principal germana, iar inaugurarea instituției este planificată pentru luna septembrie 2025. Nu este întâmplătoare această locație în zona economică liberă Bărți, spunea și domnul ministru, pentru ca să avem un cluster educațional alături de industria relevantă. Predarea va fi în germană, română, engleză, cu un element important de germană. Diploma va fi austriacă, cu recunoaștere atât în Europeană cât și în Republica Moldova. Și invităm viitorii
absolvenți interesanți de a merge în această instituție de învățământ începând cu anul viitor, să-și îmbunătățească limba germană. Noua instituție de învățământ va consolida și extinde cooperarea dintre Austria și Republica Moldova, contribuind astfel la internaționalizarea ambelor sisteme educaționale, a afirmat ministrul austriac al educației Martin Polașek. Potrivit oficialului, în noua instituție de învățământ vor fi pregătite cadre calificate în domeniul electronicii și informaticii, urmând modelul austriac. Und diese neue Schule wird ein Anziehungspunkt sein für Schülerinnen und Schüler, aber wir freuen uns natürlich auch, dass sie hier direkt bei der freien Wirtschaftszone eingerichtet wird, denn ich gehe davon aus, dass es auch viele Unternehmen gibt, die diese neue Schule auch nutzen werden, um Arbeitskräfte zu gewinnen. Und das bedeutet auch für die österreichischen Unternehmen eine gute Möglichkeit, hier vor Ort auf ausgezeichnet ausgebildete Arbeitskräfte zurückgreifen zu können. În același timp, va fi introdus un sistem de burse pentru sprijinirea elevilor din medii social vulnerabile și pentru cei cu performanțe înalte la învățătură. Precizăm că noul colegiu în curs de înființare la Chișinău este al 8-lea din rețeaua școlară austriacă în străinătate. Activitățile educaționale se vor desfășura după același model practicat în instituțiile de învățământ din Austria. Urmează a fi puse în circulație noi modele de acte de identitate de tip card. Un proiect în acest sens a fost aprobat miercuri de Cabinetul de Miniștri. Acestea vor dobândi o utilitate extinsă, fiind utilizate nu doar pentru identificare, dar ca document de călătorie, în țările care le vor recunoaște în acest sens. Acest document va avea dimensiunea unui card bancar, respectând standardul internațional ID1, denumirile câmpurilor. Pe noul document vor fi în română și în engleză, iar prima documentare se va face de la 14 ani. Dincolo de inscripționările pe document în format fizic, documentul vine cu o noutate, va avea un modul de stocare a informației. Cea mai importantă componentă vizează semnătura electronică a cetățenilor. Cu alte cuvinte, prin introducerea acestui document, noi nu ne propunem doar să introducem un act de identitate, dar să mărim sau să creștem exponențial numărul cetățenilor care pot accesa securizat în mediul online serviciile electronice, fie ele fiscale, educaționale, sociale, financiare și așa mai departe. Acesta va conține date în format tipărit, denumirea statului emitent în limbile română și engleză, denumirea actului de identitate în limbile română și engleză, seria și numărul, numele și prenumele, sexul, data nașterii, cetățenia, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, data emiterei și autoritatea emitente, data expirării termenului de valabilitate, imaginea facială, semnatura holografă a titularului, de la vârsta de 14 ani. Potrivit ASP, noul document nu va conține datele cu privire la domiciliul sau reședința titularului, astfel acesta nu va fi nevoit să-și schimbe documentele când își va modifica reședința sau zona de trai. Costurile pentru emiterea noilor documente vor putea fi stabilite cu exactitate în urma achizițiilor internaționale de blanchete, utilaj și soft, inclusiv evaluarea capacităților de emitere a semnăturilor electronice. Cost orientativ aproape 280 de lei. Costul mediu al cărților de identitate în spațiul european este de 14-40 de euro. Fiecare al doilea apel la numărul unic 112 nu a prezentat o urgență în luna februarie. Zilnic, operatorii preiau zeci de apeluri nejustificate sau non-urgente. Fără probleme reale, unii sună să se amuze sau să caute un taxi. Angajații serviciului unic pentru apeluri de urgență spun că toate acestea reduc șansele de ajutor pentru cei aflați în dificultate. În caz că nu comunicați urgență, fi nuită spre un alt apel. Zilnic, operatorii 112 preiau mii de apeluri în care oamenii solicită intervenția unui echipaj de urgență. Jumătate dintre ele sunt apeluri false. Fiecare al treilea apel este mut, cel puțin mut. Da? Și abuzive, aș spune că sunt 3 la 10 probabil. Da? Sună adesea copiii de la școală, sună, se râd, sau oamenii în stare de ebrietate. Foarte des oamenii stari de ebrietate stau la masă, sună ca să râde sau sună tot cu situații care au cazul avut loc, nu știu, jumătate de an în urmă și el vrea acum poliția și dacă nu este de acord cu răspunsul operatorului că nu vine poliția acum, el va suna de 30 de ori, 50 de ori pe noapte. Când oamenii într-adevăr abuzează serviciul 112, sunt așa persoane care ar putea să apeleze că
De ce afară plouă? Sunt diferite situații. Apelurile false la fel necesită timp ca să înțelegi informația dată, ca să prelucrezi informația. Și într-un fel ar putea sta în coadă o persoană care într-adevăr are nevoie de ajutor, dar persoana dată ocupă linia prin faptul că se amuză sau pur și simplu nu are o situație de urgență. Cei care se amuză sunând sau fac apeluri false riscă amenzi de până la 3.000 de lei sau muncă în folosul comunității. Mai dur pot fi sancționate persoanele care sună aparent justificat la Serviciul Unic de Urgență. Sunt persoane care cu rea intenție, care cheamă intenționat serviciul, echipajele, fie incendiu se anunță, au mai fost situații când au vrut să facă o glumă soacrei și au chemat ambulanța de urgență și se deschide ușa, dar doamna cumva nedumerită de ce ambulanța a venit la ușa acestea. Adică situațiile sunt diferite, doar că deja este responsabilitatea fiecăruia să înțeleagă când este necesar să apeleze un astfel de serviciu. Potrivit poliției, în 2023 au fost aplicate peste 600 de amenzi celor care au anunțat situații de urgență false, cu 6% mai mult decât pentru aceeași perioadă a anului 2022. Primăria Chișinău anunță că intensifică măsurile de gestionare a câinilor maidanezi. Pentru acest an, întreprinderea are setat obiectivul de a captura și a steriliza în jur de 1.000 de câini. Pe parcursul anului 2023, responsabilii au examinat 340 de petiții de la cetățeni și de la diferite instituții. Au fost emise 517 ordine de intervenție de capturare a câinilor maidanezi din diferite locații. Echipele de capturare au intervenit pe 489 de adrese din municipiul Chișinău. În total, pe parcursul anului 2023, au fost capturați 1.330 de maidanezi, dintre aceste 1.330 de maidanezi, în urma companiei de informare, au fost adoptați 48 de câini de către cetățeni. Câinii maidanezi capturați de pe teritoriul instituțiilor de învățământ, de pe teritoriul instituțiilor sanitare, piețe, parcuri și terenuri de joacă pentru copii, ei nu pot fi întoși în habitatul său. În rest, toți maidanezii care sunt capturați de pe teritoriul municipiului Chișinău, în afară de punctul care l-a enumerat mai sus, ei sunt întreținuți la 2-3 zile, nu mai mult de 14 zile și sunt întorși în habitatul său. Câinii agresivi sunt capturați, sterilizați, deparazitați și plasați pe teritoriul azilului municipal. Evidența este dusă conform registrului electronic. În 2024, întreprinderea are setat obiectivul de a captura și steriliza în jur de 1.000 de câini. Municipalitatea mai precizează că urmează să fie lansat un concurs de selectare a serviciilor de capturare a maidanezilor agresivi și demarată o campanie de informare despre adopția animalelor fără stăpân cu implicarea voluntarilor în procesul de capturare. Anual, locuitorii municipiului Chișinău aruncă aproximativ 180.000 de tone de deșeuri. Viața unui vas de plastic nu se oprește și nici nu ar trebui să se oprească atunci când este aruncat la coșul de gunoi. Astfel, dacă vom sorta deșeurile cum se cuvine, acestea vor putea fi reciclate mai ușor. Cum se face acest lucru la uzina de sortare din Chișinău, vedeți în cele ce urmează. Ținând cont de faptul că în medie fiecare locuitor aruncă câteva tone de deșeuri menajere pe an, reciclarea devine o parte importantă a unei atitudini responsabile față de mediu. Un exemplu este Suedia, unde aproape tot gunoiul este reutilizat într-un fel sau altul. Moldova este încă departe de acești indicatori. Totuși, în țara noastră există multe oportunități pentru eliminarea corectă a gunoiului. Vedem o tendință care este una pozitivă și oamenii încep să fie mult mai conștiincioși și sortează îndeose plasticul separat. Recepționăm la uzina de sortare toate deșeurile care sunt generate în Chișinău. Zilnic, asta presupune 500 de tone de deșeuri menajere mixte. Deoarece avem o platformă separată de recepție a deșeurilor presortate la sursă, adică la tomberanele destinate plasticului, sticlei, deci noi avem o platformă separată unde sunt recepționate deșeurile de ambalaje, să zicem.
Reciclarea reprezintă operațiunea de valorificare a deșeurilor prin care acestea sunt transformate în produse, materiale sau substanțe noi pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Prin colectarea separată a deșeurilor, reducem cantitățile de resturi care ajung la depozit, economisim materie primă, energie, bani și timp, protejăm pădurile și aerul curat, reducem poluarea și câștigăm spațiu de depozitare. Aceste deșeuri, atât mixte cât și presortate, sunt puse, amplasate pe benzi de transportare, după care de sortare, unde deșeurile sunt sortate în 12 categorii. 12 categorii de deșeuri care pot fi reciclate. Aici vorbim inclusiv de câteva categorii de plastic, care sunt sortate separat. Și astfel noi avem un impact pozitiv asupra mediului. 12% din deșeurile plastice sunt livrate la o stație de reciclare din satul Peresecina, raionul Orhei, unde sunt făcute granule, iar ulterior din ele se fabrică țevi de canalizare sau containere pentru produse cosmetice. Plasticul ce nu poate fi reciclat este trimis la întreprinderi de specialitate. Tot noi suntem compania care reciclează plasticul. Noi avem o uzină situată în satul Peresecina, unde reciclăm plasticul. Suntem cei mai mari reciclatori din zona de Europa de Est. Și alte categorii de reciclabile se duc la alți reciclatori. Cartonul la cei care reciclează carton, metale feroase, neferoase, sticla la fel se duce la fabricile de sticlă. Deci noi încercăm maxim să extragem tot ce poate fi reintrodus în sistem ca să creăm o economie circulară. Probabil să mai implementăm niște etape ca să ajungem la zero deșeuri depozitate. Întreprinderea municipală Autosalubritate are în gestiune 91 de autospeciale care evacuează deșeuri din peste 10.000 de containere amplasate la platformele comune din municipiul Chișinău. Deșeurile ajung la uzina de sortare, dar și la groapa de gunoi de la Țânțăreni, unde se descompun cu timpul. Nu dați foc primăverii. IGSU îndeamnă oamenii să evite aprinderea vegetației, întrucât în condiții de temperaturi ridicate și umiditate redusă, focarele se pot răspândi ușor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează repetat oamenii să nu aprindă vegetația uscată, gunoiul menager și stufărișul. Oamenii sunt rugați să nu arunce chibrituri, țigări sau alte obiecte aprinse pe suprafețe de iarbă uscată. Mai mult, populația este rugată să nu fie indiferent atunci când observă focare de ardere, dar să apeleze prompt serviciul 112 și să încerce să acționeze la stingerea acestor focare cu utilaje de primă intervenție. În perioada de primăvară crește riscul incendiilor de vegetație, și anume atunci când oamenii își igienizează gospodăriile sau terenurile, sau în cazul în care pleacă pentru a se odihni în spații de agrement. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu un îndemn față de populație să nu dea foc vegetației uscate, stufărișului, gunoiului menager, întrucât în condiții de temperaturi deja mai ridicate, în condiții de vânt și umiditate redusă, orice scânteie poate produce incendii de proporții, incendii forestiere sau chiar aceste incendii se pot răspândi pe suprafețe destul de mari în așa fel ca să producă o situație excepțională. În vederea reducerii numărului de incendii de vegetație uscată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește măsurile ce trebuie respectate în această perioadă a anului pentru a evita adevărate dezastre ecologice, dar și pierderile de vieți omenești și bunuri materiale. Să nu utilizeze surse de aprindere, să nu și igienizeze acele spații prin aprinderea vegetației sau a gunoiului, în așa fel ca să evităm aceste incendii de proporții. Trebuie să spunem că în anul 2022, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a înregistrat picul acestor incendii de vegetație, iar în fiecare zi misiunile salvatorilor și pompierilor erau destinate pentru lichidarea focarelor de vegetație. În ultima perioadă, inclusiv în acest an, incendiile au devenit mult mai puține, întrucât s-au efectuat măsuri de prevenire prin intermediul angajaților din cadrul inspectoratului. Mai mult ca atât, s-au ridicat și amenzele la capitolul respectiv, de aceea oamenii trebuie să fie conștienți.
Efectele pe termen lung a incendiilor de vegetație nu se resimt doar asupra sănătății umane, ci și asupra ecosistemelor în ansamblu, prin eliberarea cantităților uriașe de dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră în atmosferă. Poluarea aerului cu aceste gaze este una dintre principalele cauze ale apariției ploii acide. Spunem așa că în ultima perioadă incendiile de vegetație sunt mai reduse față de ultimii 2 ani, dar luând în considerație că suntem în perioada de primăvară și vedem vegetație uscată pe suprafețe extinse, cu siguranță pentru unii oameni această tendință mai persistă. De aceea îndemnul nostru a salvatorilor și pompierilor este să ne abținem de la această activitate. E mai bine ca gunoiul menajer să fie depozitat într-un loc anume pentru a fi dus la gunoiște, decât să fie ars, pentru că asta în primul rând distruge natura, fauna și flora. Acum știm că sunt animăluțele care sunt pe câmpuri, de aceea este foarte important să ne pătrundem de această responsabilitate. Potrivit datelor statistice ale IGSU, de la începutul anului 2024 au fost înregistrate circa 200 de intervenții ale pompierilor la lichidarea focarelor de vegetație uscată, în urma cărora au fost compromise 138 de hectare de teren. Cifrele mai arată că în 2022, în aceeași perioadă, numărul de incendii erau de două ori mai mult. Cetățenii care vor incendia intenționat terenurile agricole, pășunile și pădurile riscă să fie sancționați cu amenzi de până la 30.000 de lei. În 2 ani de război în Ucraina, țara noastră a găzduit aproape 1,4 milioane de cetățeni ucraineni. În prezent, 117.000 de refugiați ucraineni trăiesc în Republica Moldova, dintre care peste 50.000 elevi și studenți. În reportajul ce urmează veți afla istoriile unor refugiați care au reușit să se integreze și chiar să se angajeze în câmpul muncii aici, pe teritoriul Republicii Moldova. Cu lacrimi în ochi și cu bagajele în mâini, familia chineșe va fugi din calea războiului și a trecut hotarul în Republica Moldova chiar în prima zi de război. Au lăsat în urmă părinții, rudele, prietenii, casa și tot ce au ogonisit pe parcursul vieții. În Odessa a rămas și o parte din inima lor, mărturisesc soții chineșev. Мы в панике не понимали, что нам делать. Начали собирать вещи. Я помню, как я доставала стопки одежды и обратно их складывала. И мы не знали, что делать, как уехать. Нам просто повезло, потому что двое людей не пришли, и мы на эти свободные места уже как бы нас согласился взять водитель. С двумя кульками вещей, по сути, все было в основном для ребенка. Только документы. Начать новую жизнь, наверное, самое тяжелое. Ну, когда, знаете, как вот было что-то, и сейчас обратно ничего. Знакомые, обратно профессия, обратно, ну, такое. Базовые потребности. Какие-то, да, базовые потребности. Acum însă soții chineșev spun că au reușit să se angajeze în câmpul muncii, ea ajutând copiii în pregătirea temelor, el în domeniul construcțiilor. Ba mai mult, fiica lor este elevă în orașul Călăraș, în gimnaziu cu predare în limba română. Поддержка со стороны людей помогла нам немножко прийти в себя, и мы начали обзванивать общественные организации украинские в Молдове. И нам помог с работой мужа создание группы продленного дня. Для меня это было большой честью и радостью видеть живые лица детей, их эмоции, улыбки и быть полезной. Я уже как оператор пока работаю. То есть... Ну, в принципе, по профессии, ну так, косвенно. Придется оставаться здесь, пока не утихнет, не вляжется, не знаю. Может, и получится и здесь обосноваться. Я учусь в первом классе, мне очень нравится здесь, потому что у меня здесь есть подружка, друзья, хороший учитель в школе. А что ты знаешь на румынском? Альбина, тигр, лев. Это как анимали, да? Да. Victoria Sâlța de 2 ani locuiește în orașul Comrat. Acum 2 ani și-a luat inima în dinți și a venit în Republica Moldova pentru a oferi siguranță celor doi copii ai săi. Aici a găsit tot de ce are nevoie, căldură, prieteni, dar și un loc de muncă. Dorul de casă, de soț și de rude o macină, însă are speranța și crede că într-o zi va fi pace în Ucraina. Первое, что я сделала, это вышло состояние стресса, ступора, поняла, что жизнь продолжается, и те обстоятельства, которые произошли со мной, это не мой выбор. Войну я не выбирала.
она меня выбрала. И мой выбор, как к этому относиться и как самой жить дальше, как расти своих деток. Я работаю официально, трудоустроена в международной организации по миграции арт-терапевтом. Занимаюсь с детками разных возрастов, провожу бесплатные занятия для деток по в селе, именно по интеграции, связанных интеграция украинских деток в общество Молдовы. Societatea de Cruce Roșie din Republica Moldova a lansat mai multe programe de ajutor umanitar pentru ucraineni. În ultimii doi ani, Societatea Națională de Cruce Roșie a implementat mai multe programe umanitare, în mod special acestei comunități din Republica Moldova, și ne referim aici la programe educative de incluziune în societatea noastră. Avem un proiect de succes în filiala Călăraș, se numește Bunăstare fără hotare, unde chiar s-au axat anume pentru implicarea acestei comunități în diferite activități. Și ne referim aici la cursuri de limbă română, ne referim aici la cursuri de, și nu sunt cursuri, dar sunt activități psihoeducaționale. Așa, ne bucurăm foarte mult că în ultimii doi ani avem peste 113.000 de persoane ajutate prin diferite programe. În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova se află peste 90.000 de ucraineni. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente și reportaje sociale care au marcat această săptămână. Eu vă dau întâlnire și duminica viitoare. Până atunci vă doresc un sfârșit de săptămână reușit. Să aveți oamenii dragi alături. Rămâneți cu Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Toate bune!